Pastilla da fisico. Echilibrul mecanic al corpurilor sprijinite. Centrul de greutate al unui corp se notează cu ce și este punctul de aplicație al greutății corpului. Baza de sprijin se obține prin unirea punctelor marginale aflate în contact cu suprafața pe care stă corpul. Pentru un scaun, baza de sprijin este dreptunghiul mărginit de picioarele sale. Pentru a mări stabilitatea unui corp putem să mărim baza de sprijin sau să coborâm centrul de greutate. Casele, mobilierul, oamenii sunt exemple de corpuri sprijinite în echilibru stabil. Corpurile sprijinite sunt în echilibru stabil atunci când verticala dusă din centrul de greutate cade în interiorul bazei de sprijin. Scos din poziția de echilibru, corpul revine la această poziție de echilibru. Un dulap înclinat pentru a fi mutat, un scaun înclinat prea mult pe picioarele din spate care cade, sunt exemple de corpuri sprijinite în echilibru instabil. Corpurile sprijinite sunt în echilibru instabil când verticală dusă din centrul de greutate cade în exteriorul bazei de sprijin. Scos din poziția de echilibru, corpul nu revine, ci se depărtează tot mai mult de această poziție de echilibru. O minge așezată pe sol este un corp sprijinit în echilibru indiferent, deoarece, aflată pe o suprafață orizontală, mingea rămâne în echilibru oricum am așeza-o. Piramida este cel mai stabil corp, deoarece are o bază mare de sprijin, iar centrul de greutate este situat în partea de jos a corpului. Mașinile de curse sunt foarte stabile deoarece centrul lor de greutate se află foarte aproape de sol. Când ne ridicăm de pe scaun, trebuie să ne aplecăm în față, deoarece baza de sprijin se modifică. Când ședem este suprafața determinată de picioarele scaunului, când ne ridicăm este suprafața tălpilor noastre. Astfel, pentru a rămâne în echilibru, trebuie să aducem centrul nostru de greutate pe o verticală ce cade în interiorul noii suprafețe. De ce stăm greu pe vârfuri? Deoarece baza de sprijin este foarte mică. De aceea balerinele au nevoie de poante, care nu numai că fixează picioarele într-o poziție mai comodă, dar măresc și baza de sprijin, menținând astfel centrul de greutate pe verticala care să cadă pe vârful picioarelor. Corpurile sprijinite sunt în echilibru stabil atunci când verticala dusă din centrul de greutate cade în interiorul suprafeței de sprijin. Echilibrul este instabil când verticală dusă din centrul de greutate cade în exteriorul suprafeței de sprijin. Corpurile sprijinite sunt în echilibru indiferent când aflate pe o suprafață orizontală rămân în echilibru oricum l-am așezat.